Astăzi, în cartierul Steaua din Slatina, în jurul orei 9:30, o autoutilitară ce se afla în trafic a luat foc. Aceasta se deplasa pe strada Drăgănești, iar în momentul izbucnirii incendiului se afla în zona Lidl Steaua. La fața locului s-a deplasat o echipă de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ort, care a stins incendiul. Incendiul a fost anunțat în jurul orei 9:30. La fața locului s-au deplasat o auto specială de stingere cu apă și spumă din cadrul detașamentului Slatina. Incendiul se manifesta la cabina autoutilitarei și la compartimentul motor. Acesta a fost lichidat în limitele găsite, fiind distrusă cabina autoutilitare în proporție de 90% și compartimentul motor. Cauza probabilă a incendiului este un scurt circuit electric. Potrivit reprezentanților ISU Olt, cauza incendiului a fost un scurt circuit și a dus la distrugerea în proporție de 90% a autoutilitarei.